Salut, berbeci! Voi face citirea pentru echinocțiul de primăvară. Soarele în berbec, pe 20, la ora 23.30. Haideți să vedem spatul oracolului Lenormand pentru voi. Ce ați putea să începeți în această primăvară? vor fi trei cărți coase. voi face și runele pentru luna nouă, fiindcă la câteva ore se întâmplă și atunci... Iată că în lucru mărunte aveți o persoană vicleană, o femeie roșcată, care vrea să vă fure o realizare, o realizare a voastră, o realizare socială sau o profesională. Deci această persoană încearcă să vă fure. Nu este cine știe ce, deci ceea ce faceți voi, creativitate, ceva, dar această femeie încearcă să vă fure această creativitatea a voastră. Le voi lăsa aici. Acum vom vedea pentru luna nouă în berbec. Ea se perfectează pe 21 la ora 18. Așa cum am spus, aproape o zi, mai puțin de o zi. Haideți să vedem spatul tarotului hermetic. Așa cum am făcut de fiecare dată, Sfatul acestui tarot ermetic pentru voi, berbecii. Nu de spade aveți la baza pachetului. Deci am putea spune foarte mulți dușmani aveți. Mulți dușmani. Persoane care vă doresc răul. Este bine să Încerca să vă ascundeți scopurile, fiindcă aceste persoane nu se vor da la o parte din calea voastră. Haideți să vedem telecerei cărți. 2 de cupe, 3 de monede, 9 de monede. Am putea spune că este un moment în care veți încerca să vă împăcați cu cineva sau cineva va încerca să împace cu voi, să vină spre voi, să vorbească cu voi, să vă spună ceva. Și tot la fel de bine este vorba și de uh, o echilibrare. Deci aici avem uh, Venus în rac, deci diplomație, tact uh, și cedarea unor lucruri, deci astfel încât să ajungeți la un echilibru, la o înțelegere. Treiul de monede arată creativitatea voastră, Vreți, așa cum am și atenționat, uitați-vă, deci munca voastră creativă, deci reușita profesională, reușita în societate, este un trei de monede și acest trei de monede arată că voi creați, dar totuși aveți un marte în capricorn, ceea ce vă atenționează că trebuie să Organizați această creativitate genial pentru a obține veniturile pe care le doriți. Altfel, riscați să fiți furați. Mărunt, dar uh, furați. Și 9 de monede. 9 de monede, totuși veți primi bani dintr-o sursă misterioasă. Uh, Bani pentru munca voastră, pentru creativitatea voastră, dar este ceva misterios, ceva care presupune mister. Uh, și nou de monedă arată că puteți să folosiți acești bani pentru voi. Pentru lux, pentru bun gust, pentru cursuri superioare, Venus în Fecioară. Haideți să vedem ce aveți voi aici. Ce vă spun runele? Veți primi și horoscopul. Dar să vedem în primul rând ce vă spun unele... multe lucruri spun aici unele voastre... oameni care s-au implicat în viața voastră, uitați, dar nu prea, deci ăsta era cam răsturnat, da? Deci, în viața voastră s-au implicat foarte mulți oameni și ați văzut că aveați la baza pachetului un zece de spade, erau atenționare, oameni care nu au dorit neapărat binele, oameni care și-au urmărit interesele lor, dar în primul rând aveți aici și această rună care ar trebui să arate uh, energie, dar este totuși inclinată și atunci suntem tentați să spunem ceea ce reprezintă, adică reprezintă o situație dificilă în care puteți avea o cădere de vitalitate, de energie, dar și o pierdere. Uh, ați, a avut lucrul acesta, și în primul rând datorită unei trădări. Cineva va trădat, va a trădat, poate fi vorba de o energie masculină, de un bărbat care va trădat, poate să fie foarte departe de voi acum, este nici nu vă poate influența. Deci nu este în apropierea voastră, dar totuși v-a adus foarte multe pierderi, suferințe și în primul rând aceste persoane care s-au implicat, ele au urmărit ceva, fiindcă această rună ar trebui să arate omenie, înțelegere. Ori ea este puțin înclinată și arată multă viclenie. Persoane care au, uh, și au urmărit interesele, au venit și v-au făcut tot felul de propuneri, astfel încât uh, să uh, vă fure, să vă păcălească, să vă mintă. Trebuia să le refuzați, dacă nu le-ați refuzat, ați suportat uh, furtul uh, făcut de ele. Uh, de asemenea, uh, poate să reprezinte și... Uh, uh, Persoane care v-au arătat sentimente, că au anumite sentimente pentru voi și, de fapt, ei v-au trădat. Nu le-a păsat. Își urmăreau scopurile lor. Și acest lucru s-ar părea că se încheie în viața voastră. Toată această suferință creată se încheie. Aveți aici o lună a schimbării. O lună care spune că Uh, trebuie să vă așteptați, să fiți ajutați parcă de această schimbare, să încheiați toate aceste aspecte în favoarea voastră și, bineînțeles, să puteți să uh, vă aduceți schimbarea. Este ca un fel de piatră de hotar. De aici încolo va trebui să faceți o alegere. Va trebui să vă gândiți la o schimbare, la venirea unor relații noi în viața voastră, prietenii noi, colaborări. Totul va fi, cum să spun, o schimbare radicală. Până acum ați fost rădați, mințiți, umiliți de aceste persoane, dar acum totul se schimbă. Voi sunteți cei care sunteți într-un aspect benefic. Eu vă doresc uh, o primăvară frumoasă, cu o lună nouă pe personalitatea voastră, care să vă aducă începuturi noi și vă mulțumesc pentru timpul acordat.